Eu cred că avem o șansă reală, cum am spus și ieri, să obținem o ieșire ordonată a Marii Britanii. Oricum ar fi, cetățenii români sunt prima preocupare pe care o avem. Sigur, în varianta încheierii acordului, drepturile lor sunt foarte, foarte bine asigurate, dar noi am purtat multe discuții și în bilateral, chiar eu am discutat în repetate rânduri cu doamna prim-ministru May, pentru a avea siguranța că și în cazul unui nou deal ajungem în bilateral la o înțelegere care este foarte bună pentru cetățenii noștri și de partea cealaltă pentru cetățenii britanici. Deci în această chestiune stăm bine. Sigur, varianta cea mai bună este încheierea unui acord. Este foarte bine că aseară, destul de târziu, am ajuns la o înțelegere comună, o înțelegere care, după cum știți, are două variante în cazul în care în Marea Britanie se acceptă acordul. Se prelungește pentru a le da posibilitatea să-și finalizeze legislația. În cazul în care nu se votează, atunci termenul de prelungire este doar 12 aprilie. O înțelegere care a fost acceptată imediat de partea britanică și credem că este o înțelegere care ne dă o siguranță și nouă, UE27, că lucrurile merg mai departe, dar care dau o șansă reală și Marii Britanii să se hotărească ce dorește în definitiv.